Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 7. Și zise Arhireul cu oare acestea, așa sunt. Iar el zise, bărbați, frați și părinți, ascultați, Dumnezeul Măririi, arătă-ți ca Părintele nostru Avram, fiind în mijlocul râurilor, mai înainte, până a răcuit el în Aron, și zise către el, ești din pământul tău și din rudenia ta, și vină la pământul care le-ți voi arăta. Atunci ieși din pământul Haldeilor, au locuit în Haran, și de acolo, după ce a murit tatălui, l-a mutat pe el la pământul acesta, la care voi răcuiți acum, și n-a dat lui moștenire întru el, nici pas de picior, și-au făgânuit lui să-i dea spre ținere de el și seminții lui, după el nefiind la el fiu, și-n răind așa, Dumnezeu că va fi sămânța lui nemearnică în pământ străin, și o vor obi, de ea și-o vor chinui al 400, și limba la care vor sluji, judeca voiul eu, zise Dumnezeu, și după aceasta ieși-vă și vă sluji mie în locul acesta și de lui păgăduință. De obrezanie și au născut și s-au și l-au obrezuit pe el în a opta zi. Și s-a pe Iacob, pe cei 12 patriarși, și patriarși răvnit, pe Iosif, în vândură la Egipet, și era Dumnezeu cu el, și scoase pe el, dintr-o toate scârbele lui, și dele lui, dar și înțelepciune, înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, cel puse pe el, povățuitorul peste Egipte și peste toată casa lui. Și veni povete peste tot pământul Egiptului și Hanan și necaz mare, și nu apa de mâncat părinții noștri. Și auzit Iacob că sunt bucate în Egipet, au trimis pe părinții noștri de tâion. Și în al doilea s-au arătat Iosif fraților lui, și-a arătat, s-a făcut neavul lui Iosif, lui Faraon. Și trimitând Iosif, au chemat pe tatăl său, Iacob și toată rudenia lui cu sufletele, 75, și pogorâi Iacob la Egipet și muri el și
și părinții noștri. Și s-a întors la Sihen și s-a pus, și s-a pus în loapa care a cumpărat-o, care a cumpărat Avram cu preț de argint rapid, lui Emosia, Emora lui Sihen. Și când s-a apropiat vremea păgănuiței, care i-au jurat Dumnezeului Avram, ce-s cu norodul și s-a mulțit în Egipet, până unde s-au sculat alt împărat, care nu știa pe Iosif, acesta meșteșun guin neamul nostru, a chinuit spre părinții noștri, ca să facă repădat pruncilor, ca să nu vii, ca să nu se învie. Într-o care vreme s-a născut Moise și era Iisusii lui Dumnezeu, care s-a rănit în casa tătălui său și repedându-se el în lăsăția de 40 de ani se puse în inima lui să se cotească pe fații lui pre fiii lui Israel și văzut pe oarecarele având pe toate izbândit și făcu izbândă cerui ce se săpânea ucigând pe egiptean și gândea să te priceput Tatălui Dumnezeu Tatălui ca Dumnezeu pe mâna lui de lor mântuire, iar ei n-au înțeles și-a doua zi s-a arată la ei, bătându-se și îndemna pe ei spre pace, zicând, bărbați frau sunteți voi, pentru că-și face stâmbătate unul altuia. Iar acela ce făcea sâmbătatea aproape lui, îl găni pe el zicând, cine te-a pus biruitoriu și judecătoriu peste noi? Avei tu să mă muri, precum ai omorât el pe egipteanul. Și fugi Moise în cuvântul acesta și se făcu nevernic în pământul Maidanului, unde au născut doi fii și împlinindu-se ani 40 s-arată lui pustiul Muntelui Sinai, Îngerul Domnului, Împarea focului rogului, iar Moise văzând, s-au minunat de vedere, și apropiindu-se el, să-i aminte, să făcu glasul Domnului către el. Eu, Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Iacob, lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob
și ficoșindu-se Moise, n-au cotezat să s-o cotească. Și zise lui Domnul, dezleagă-l pe cața mintea picioarelor tale, pentru că locul pentru care stai Pământ Sfânt este că văzând, a văzut chinuirea norodului meu cel din Egipet și suspinul lor am auzit și m-a părut să-i scoță pe ei. Și acum vino să te trimiți la Egipet pe acei Moise pe care l-au tăgăduit zicând, cine te-a pus miluitoriu și judecătoriu? Pe acesta Dumnezeu miluitoriu și mântuitoriu au trimis pe mâna îngerului celui ce s-a arătat lui la rând, acesta a scos de ei făcăminul și semne pământul Egipetului și la Marea Roșie și în pustiu anii 40. Acesta-i Moise, celea ce-au zis fiilor lui Israel, prorocul va ridica vouă Domnul Dumnezeul vostru din frații voștri ca mine de el să ascultați. Acela este cel ce s-a refăcut într-o adunare pustiu Îngerul care grăia lui muntele Sinai și cu părinții noștri care le-a primit cuvinte vii să dea nouă la carele n-a vrut să se facă ascultători părinții noștri ci de pădară și se întoarsă cu inimile lor în Egipet zicând lui Aron, că noua Dumnezei care vor merge înaintea noastră, pentru că Moise acesta, care l-a scos pe noi din pământul Egipetului, nu știe ce i s-a făcut lui, și a făcut vițel în zilele acelea, și au dat jertfă idolului, și se veselea între lucrurile mâinilor lor, și întoarse Dumnezeu, ce dea de pe ei, a slujit oștii cerului, în ce chip estis, în curtea prorocilor, au jonglieri și jertfe te-a dus mie, al 40 pustiu, Fața lui Israel și a luat cortului Moloch și steaua Dumnezeului vostru, repor tiposurile care ați făcut avânchina lor și voi muta pe voi decindea de Babilon. Cortul mărturiei era într-un părinții noștri, în pustiu, după cum au rânduit celea ce-i grăia lui Moise și păcea pe el, după pilda care a fost văzut, pe care l-au adus, pe care l-au și adus, primindu-l. Părinții noștri cu Iisus.
pentru ținerea primilor care au scos Dumnezeu despre față. Părinților noștri, până în zilele lui David, care au pahar înaintea lui Dumnezeu, și cerșor s-au plecat Dumnezeului lui Iacob, și s-au lăvozit din casă, iar nu locuiește cel înălțat biserici, făcute de mână, după cum prorocul zice, cerul mie scaun, iar pământul azi din picioarele mele, picioarele mele, care ca să vezi din mie, zice Domnul, au care locul din mele, au numâna mea, a făcut acestea toate. Nesilnici la cervice și neobrezuiți cu inima și cu urechile, voi pururea Duhului Sfânt, stați împotrivă, precum părinții voștri și voi, pe care din prorut n-au gândit părinții voștri și au murit pe ceia ce mai înainte a vestit, pentru venirea celui drept, căruia acum voi vânzători și ucigători v-ați făcut, care ați luat legea în rânduiale de îngeri și n-ați păzit. Și auzând aceasta, rângea cu inimile lor și scârnea cu dinții asupra lui și fiind de plin de Duhul Sfânt, căută la cerul, văzând mărirea lui Dumnezeu și pe Iisus, stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Ce zice, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu și zicând glas mare, a scăpat urechile lor și se porniră cu toți deodată asupra lui și scoțându-l afară din cetate, îl ucidea cu pietre și mărturile a pus hainele lor lângă picioarele unic mirând ca cel chema Saulul și ucea și ucidea cu pietre pe Ștefan, strigând și zicând, Doamne Iisuse, primește Duhul meu și îngeri închestii cu glas mare, Doamne, să nu v-ați seamă, să nu v-ați seama lor păcatul acesta și aceasta zicând, aaaah.